Până în anul 2016 a fost foarte mari alunecări de teren. Terenurile erau foarte degradate, pe terenuri creșteau doar spini, care animalele nu se puteau alimenta. La moment, cu Programul Națiunilor de Dezvoltare, am implementat proiectul și am amenajat 25 hectare de pășuni, 30 am plantat pădure, salcâm alb. Toți deținătorii de animale au beneficiat de hrană pentru perioada rece a anului. Au fost niște rezultate excelente, fiindcă dumnealoro ne-a dat o tehnologie care am păstrat-o, am introdus îngrășăminte, am introdus doar terenul erau degradat. Acum, cu suportul IFAD, UCIP IFAD, am implementat alte 8 hectare. M-am deranjat ca să plantăm permanent păduri, cât mai multe, fâșii forestieri între câmpuri, care îți protejează câmpurile de alunecări, de furtuni și de toate celelalte. Cu proiectul Fapte Bune, noi am plantat 14 hectare jumătate, dintre care 10 au fost finanțate de IFAD, 4 hectare jumătate de către primăria satului Copceac, unde împreună cu voluntariatul din orașul Chișinău, de la diferite instituții, au participat chiar Universitatea Agrară, cunosc niște băieți zdravi în tineri, dar au plantat, s-a arătat un lucru foarte mare. Și împreună am plantat aceste 4 hectare jumătate, voluntariat, într-o zi. Am avut și eu eșecuri, nu vă gândesc puține, dar eu parcă simțesc că trebuie să plantez. Acolo îmi spune, puieți 4.000, nu vii să iei și așa mai departe. Eu permanent am dat timp favorabil care nu mă plantam, ploua în timpul ăsta când plouă. Cu IFAD-ul, da, am avut greș. Dacă nu dam de 2 ore, am mânat tehnic, am trăit apă, sute de tone. Dar după spusări la un domn, 2 ori dacă-i uzi domn primar, o să prindă copaci. Și eu asta am făcut și am avut succes. La noi, dacă să vă spun, toată partea asta, de-ată, dezășind la biserică, în stânga mea, încă era Uniunea Sovietică, când se interzisea de a construi. Un domn a construit casă, vă gândiți, dar, zicem, nu a acoperit-o. Și i-a ruschit-o statul, organele în timp și ăla. Și de atâta partea asta la noi eu o cunosc, e cleioasă, e un fel de clei, am un strat, nu știu de cât, 4-5 metri, care în timpul ploilor, dacă e ploios anul, alunecă terenurile. Dar la sectorul dat au fost alunecări așa de 100 de metri și de 1 metru, așa eu țin minte niște chestii care eu m-am speriat singur, cum așa poate să alunece terenul. Și de atâta acolo s-a plantat, adică rădăcinile când se rădăcinează în pământ, al țin ca să nu alunece, ca să nu... Vă spun, înainte de plantare era numai spini și alt nimic. Eu am fost din domeniul veterinariei, eu toată viața m-am stăruit și lămuream cetățenilor. Noi odată trebuie să contribuim cu 2,50 rubli. Costa o sticlă de ruscă e vodka, ca să le poți să renovezi pășunile. Și nu au fost de acord cetățenii, niciodată. Deținătorii de animale. Acum, dacă prin proiecte, clar că e mult mai ușor. Seista de anul trecut ne-a afectat pe toți, nu ne-a ales. Că-i Copceac, că-i câmpul și ăla, că-i câmpul și ăla. Dar în rest, se bucură de rezultate. Eu nu pot să prognozez, nu știu și, dar vă spun că eu iubesc natura și o să plantez și o să plantez. Așa, dacă spune lumea că-i COVID, înseamnă că-i COVID, dacă spune lumea că-i bine să plantăm păduri, înseamnă că plantăm. Păi, dar și mai frumos ca verdele, spuneți-mi, e corect. Asta e viață, asta e sănătate, asta e tot pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru viitorul nostru și pentru toți.